Deși stau cu ochii în patru tot timpul, salvamarii nu reușesc să-i convingă pe oameni să renunțe la plăcerea de a înota în larg, chiar dacă unii consideră că sunt înătători experimentați. Salvamarii avertizează și cei mai buni se pot înneca. Trebuie să înțeleagă. Știm noi că sunt în concediu. Noi încercăm pe cât posibil să-i avertizăm, pentru că nu merită, pentru a intra în valurile mălei, să te simți bine, cum consideră ei, să spui viața în pericol. Mulți ne-au răspuns că ei sunt în concediu și o fac pe propria răspundere. Chiar persoanele care le-am spus au fost și salvate. Marea trebuie respectată. Indiferent cât de notator foarte bun ești sau te consideri că poți face acelui efort foarte mare de a lupta cu valurile, de a nota împotriva curentului, marea te dovedește. Salvamarii spun că primul pas spre salvare, dacă sunteți într-o astfel de situație, este calmul. Turna de pe cele elemente gonflabile și, cum am spus mai devreme, când s-a arborat steagul roșu, este interzis la scăldat. Trebuie să înțeleagă. Știm noi că sunt în concediu. Noi încercăm pe cât posibil să-i avertizăm, pentru că nu merită, pentru a intra în valurile mălei, să te simți bine, cum consideră ei, să spui viața în pericol. Din cauza tragediilor care s-au înregistrat în acest sezon estival cu precădere în ultimul weekend, turiștii par să fi conștientizat pericolul. Mai încolo, da, aici la margine nu-i periculos. Adică nu vă aventurați prea încolo? Nu. Dimineații erau mai bune. Acum a început să mai agite un pic, dar... Vă e frică să intrați în apă? Nu. Nu, dar nu, nici nu mă avânt la... Merg mai aproape. Nici saltelele gonflabile nu oferă siguranță 100%. Cei care le folosesc trebuie să știe că acestea pot fi răsturnate foarte ușor de valurile puternice.